Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe Cinemax la ora 21.30 puteți urmări filmul Dictatorul. Creatorii și starul lui Borat prezintă această comedie ilară despre ce se întâmplă atunci când cel mai lamentabil dictator al lumii vine în America. Prizonier în New York și despuiat de puterile sale, Aladdin e finalmente forțat să trăiască cel mai mare coșmar al său, visul american. O comedie explozivă și nebunească, în care nimeni și nimic nu e iertat. Yes, ma, I gotta tell you, but it's your boy Ho from the U.S. Yes, WTF, what the fuckur majal ma'amad al-aliyya? Catch your boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases. America, the birthplace of AIDS. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. One, young, two, you, one, two, three, Malawa! Megan, you were worth every penny. I trust everything is in there as your manager requested. What's this, a ruby? Is that a joke? What am I, a Kardashian? No, of course not. You're much less hairy. Oh, see, we don't stop. On your marks, get set! De la 20.30 pe ProTV rulează comedia Animalul, cu Rob Schneider. Marvin, un funcționar la registratura unei secții de poliție, răspunde unui apel de urgență în dorința de a demonstra că poate deveni polițist. El cade victimă unui accident de mașină aproape fatal și e pe cale de a deveni cobai pentru un experiment bizar. Salvatorul său, excentricul Dr. Wilder, care a spart codul genetic, repară corpul lui Marvin cu un amestec ciudat de organe de animale. De aici înainte, viața lui Marvin devine din ce în ce mai imprevizibilă. Rihanna, is something wrong? Nice catch. What's in me? When I found you, you were more dead than alive. And the only way to save you was my radical transspeciesectomy. What's that mean? I put animal parts in you. What? I'm an animal Frankenstein. My lord! I'll get this back to you. Just wash it out first. Now he's trying to blend in and act human. Give me a paw. Before his animal instincts take control. De la 21:10 pe Viasat Explorer puteți urmări documentarul În luptă cu natura. Acest serial dezvăluie munca, subcultura și personajele din câteva profesii în care munca se desfășoară în aer liber și este influențată de vreme, anotimpuri și locații extreme. Antena 1 prezintă de la 22:30 filmul Ce-și doresc femeile, o comedie romantică din a cărei distribuție fac parte Mel Gibson și Helen Hunt. Nick Marshall, angajatul unei agenții de publicitate, genul tipic de mascul feroce, este binecuvântat, sau mai bine zis blestemat, cu darul de a putea răspunde la cel mai vechi mister al omenirii. Ce vor femeile? Situațiile comice și deznodământul, puțin previzibil totuși, îl reprezintă perfect pe cei doi actori care își pun în valoare talentul de actor de comedie. This happened to you or why, but you may just be the luckiest man on earth. Hello, I'm Darcy. If you know what women want, the world can be yours. De la ora 22 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Nu-i cum crezi. Britanicul Tim Shaw pornește pe străzile Americii cu abordare deloc pretențioasă față de știință și inginerie. El îi invită pe cetățenii întâlniți să încerce să ghicească rezultatul unor experimente impresionante înainte de a dezvălui explicațiile științifice. Shaw vrea să demonstreze prin experimentele sale că lumea reală din jurul nostru este de departe mai impresionantă decât orice truc de magie sau iluzie. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!